PNL a dat premierul, are și președintele Camerei Deputaților, dar în partid nu e deloc liniște. Șeful Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a scris pe Facebook că asistăm la ciolaniadă grețoasă în partid între diverse personaje, unele lipsite de valoare politică. Am tot așteptat ca oamenii cu valoare politică să fie cei care să decidă în acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat însă că am așteptat în zadar. Au confiscat partidul pe persoană fizică, însă trag un semnal de alarmă. Atenție că rămâneți fără partid, voi cei care vă preocupați de ciolaniad, e mesajul lui Alin Tișea. E practic confirmarea că și în PNL se conturează un grup de la Cluj, să-i spunem așa, precum avea și PSD în anii 2000. Atunci în partid avea un cuvânt greu de spus George Maior, Ioan Rus și Vasile Dâncu. Din grupul de la Cluj al liberalilor îi avem pe lângă Alin Tișea, pe Emil Boc și Rareș Bogdan. Bun, e această forfotă în PNL și am descifrat și eu, l-am rugat pe colegul Cristi Badea, specialistul nostru în politică, să ne explice de unde revolta asta și mi-a explicat așa, că sunt oameni în PNL, în frunte cu domnul Alin Tișe, nemulțumiți de felul în care au decurs negocierile și păi acuză normal, pe Ludovic Orban. Ministerele cu bani nu s-au dus la liberal, uite, dezvoltarea s-a dus la UDMR, nu e normal. Să se revolte grupul acuzația, ăsta de la Cluj, care mi-aduce aminte de un alt grup de la Cluj, PSD-ul, cu Maior, cu Rus, cu Dâncu, care erau împotriva lui Iliescu, susțineau Mircea Joană, un suflu nou, modernizarea Partidului Social Democrat. Să vedem cât de puternic e grupul ăsta de la Cluj al PNL-ului. Acuzația și ce se va întâmpla cu această brăzmeriță. Ludovic Orban și-a negociat mai mult funcția lui în favoarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și mai puțin în favoarea partidului și aceste ministere pe care tu te-ai grăbit să mi le enumeri.